Să reală și pe teren? Diferența pe tabelă? Nu cred că neapărat diferența pe tabelă este reală. Eram conștiente că o să avem un meci foarte greu, pentru că au foarte multe jucătoare cu foarte mare experiență. Însă, din păcate, spre deosebire de ultimele meciuri pe care le-am jucat, astăzi am făcut foarte multe greșeli individuale. Am ratat foarte mult de pe 1-1 cu portarul și asta s-a văzut. Sincer, la un moment dat a părut că v-ați tăiat, ați avut câteva nereușite, ați lovit și bara de vreo 3-4 ori, dar după aia nu a mai mers jocul, nu au mers pasele. Da, cred că am început să ne adictăm și cumva, eu cred că atunci când suntem conduse cu mai multe goluri, ne pune plumb în picioare și mai greu să ne revenim. Deși, cum am mai spus, în ultimele meciuri am demonstrat că am revenit și de la 4 și de la 5 goluri și am reușit să câștigăm. Însă astăzi, cred că și diferența de experiență, plus greșelile, au ajuns la rezultatul. V-au surprins ele cu ceva? Au aportat diferit partida față de cum vă așteptați? Nu cred. Au făcut cam tot ce știam că vor face. Cred că prin ce ne-au surprins, nu ne așteptam să fie atât de exacte și atât de puternice. Până ne-am uitat în teren și fizic am simțit cât sunt de puternice, cred că cu asta ne-au surprins. În rest, noi, din punct de vedere tactic, ne-am pregătit pentru atacul lor și pentru apărare la fel, dar n-am avut cea mai bună zi astăzi. Mulțumim.